Bună seara, eu sunt Validan, am 50 de ani și am călătorit în aceste datorii frumoase Hărțile Lumii. Hărțile Lumii, cu animale, clădiri, acum o clădire care am călătorit-o foarte bine. Validan este cel mai bun nume al meu, care îmi place mult. Ea este casa desfințării. Exact asta îmi plăcea și mie să fac în trecut. Piatra Raiului, se spune așa într-un fel. Ce mai impresionat lucru dintre toate. Bine, hai. Animalele frumoase de aici, inclusiv un urs gigantic, bun, atâta rău, și mai ales, nu pot să-mi amintesc ce insulă frumoasă am văzut eu. Insulă impecabilă, gata cu insula. Ne gândim acum să facem ceva impecabil cu tele... Potofelul ăsta pe care am văzut-o până acum aici. Ce s-a aflat aici? Bani! Ia uite! Te rog, nu! Băi, lasă-mă, odată! N-am atins nimic, am găsit doar un portofel aici, ce pot să spun. Nu! Sper că să mă taci? E bine așa. Ce-ai făcut? Ai luat un portofel fără să întreb ce de unde este? Las că te mori acum! Cu ce? Cu cuțit, ai văzut? Nu foarte, frate! Oricum, nu am stămor. Pare că este inexistibil pentru așa ceva. Nu pot să mai oameni. Și tot ce vei la mine. Păi vreau să trebuie și un talent frumos cu mine așa acolo, uite. Dansând așa cu tenis frumos. Măi, doamne, crește așa? Dacă zic, ce pot să fac? Este roșie, nu are ce să mai spui. Păi, doamnelor și domnilor, de ce nu vreți să vă mai spuneți odată că așa sunt DBD și răutăți? Te rog, domnule, Validan, așa ai spus că este numele, Validan. Te rog, de ce luați acest portofel? Îmi plac banii și vreau să mă gândesc ce pot să fac cu ei. Asta te-ai gândit tu să faci? Măi, cad ochiul ăla de atâta emoții. Te rog, haide, spune-o dată, Validan, ce vreau să faci? Ia vedea cu te cheau dumneata. Ce pot să spun? Eram și eu în criză de timp și am văzut ce pot să frumos e acolo unde Validan și m-am gândit să-l iau. Frate, ești așa de cum e acum să iei portofelul unui om care l-a găsit. Poți munci, omule, dar nu să te joci cu binele acestea frumoase care tu așa ai vrut tu. Tot felul de catechist. Hai, Validan, nu te cea să iei portofelul și ești bine venit înapoi. Da, mulțumesc. Și eu sunt impresionat de atâta distracție. Sper să ne mai vedem, domnule atrăgător, cuțitul tău. Patec. Despre ce am dat eu? N-am văzut decât să-mi... Cade și acesta? Mamă, nu-mi place. Vreau și eu odată să am și o bani mie dată. Cum să muncesc? Aha, trebuie să dansez o dată așa, dansez o dată așa, dansez așa, mi-a săcut datoria, mulțumesc, bani unde sunt? N-aveți bani, bine, cu ce să vă mai distrez? O dată pentru totdeauna, așa? Mă dați bani acum? Haide mă, dați-mi bani odată. Da. Atâta pot să spun, domnule, n-am cu ce să fac bani. Talentat ești, omule, dar pentru ultima dată, cum vei să muncești? Îți dai o ție cum să muncești. O idee bună. Bună de atâta nu mai poți. Ce sunt astea? Tablourile lui Validan. Te rog, încearcă să faci tot ce face și el. O să încerc dacă vreau să fac treaba asta și eu într-o bună zi. Ce omule parazist? Ăsta este doar un tablou posomorât care nici măcar nu este tablou, e doar căzut de acolo. Nu pot să spun decât că vreau doar bani de la Valida, mă duc să-i fur. Gata. Unde ești? Valida, te omor dacă nu dai banii! Nu cred că poate.
de anul viitor. Tot ce vedem!